Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Florin Decuseară și vă prezint azi un material scris și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Omul invizibil, realitate și ficțiune. Și totuși, ce este adevărat? De la Perseu la H.G. Wells și Jules Verne. Din cele mai vechi timpuri, omul a avut trei mari deziderate. La prima vedere, imposibile: să zboare, să fie invizibil și să devină nemuritor. Dorea să zboare ca să fie ca zeii, egalul lor, să fie invizibil ca să poată scăpa de numeroasele pericole și să devină nemuritor ca să fie veșnic pe pământ. Tehnica l-a ajutat să zboare, dar în rest, nicio șansă. Deocamdată, datorită medicinii avansate, omul a putut să-și mărească speranța de viață. Dacă acum 5-6 milenii media de viață era de circa 30 de ani, astăzi vorbim de 80 de ani și este în creștere. Încă din vechime, omul și-a creat eroi zburători, invizibili sau nemuritori. Perseu, Hermes, Atlas, Prometeu sunt câțiva dintre eroii mitici inventați de mintea omului. Mai târziu, creștinismul a modificat mitologiile, creând nemurirea, dar numai după moartea pământeană. De-a lungul timpului, marii savanți au încercat să îndeplinească cele trei deziderate, precum Cellini, Tesla sau chiar Einstein. Ne punem și noi întrebarea pe care de altfel și-au pus-o mulți. Au existat vreodată oameni invizibili sau nemuritori? Și totuși, materia poate fi invizibilă. Oamenii de știință au demonstrat că materia poate deveni invizibilă. S-a început cu principiul lui Pauli. Principiul de excluziune, numit și principiul Pauli, este un principiu din mecanica cuantică formulat de Wolfgang Pauli în 1925. Acesta afirmă că doi fermioni identici nu pot ocupa aceeași stare cuantică simultan. Materia devine invizibilă. Un efect ciudat al mecanicii cuantice, care a fost prezis în urmă cu multe decenii, a fost în sfârșit demonstrat. Dacă un nor de gaz este răcit destul de mult și comprimat la densitatea potrivită, poate deveni invizibil. Oamenii de știință de la Massachusetts Institute of Technology au folosit laser pentru a comprima și răci un gaz de litiu la densități și temperaturi destul de joase, încât să reflecte mai puțină lumină. Dacă vor putea răci gazul și mai mult, aproape de zero absolut, la minus 273,15 grade Celsius sau 0 Kelvin, ei spun că acesta va deveni complet invizibil. Astfel, acest efect ciudat este prima exemplificare a principiului blocării lui Pauli din mecanica cuantică. Ceea ce am observat noi este o formă specială și foarte simplă a blocării lui Pauli, ceea ce înseamnă că un atom este împiedicat să facă ce fac alți atomi în mod natural să reflecte lumină, a declarat Wolfgang Ketterle, profesor de fizică la MIT. Este prima observație clară că acest efect există și arată un fenomen nou în fizică. Noua tehnică ar putea fi folosită pentru a dezvolta materiale care absorb lumina pentru a preveni pierderea de informații la computerele cuantice. Principiul excluderii lui Pauli se aplică și la atomii de gaz. În mod normal, atomii dintr-un nor de gaz au suficient spațiu la îndemână în care să plutească. Dacă trimiți un foton, o particulă de lumină, într-un nor de gaz destul de cald, orice atom de care se lovește poate interacționa cu el, îi poate absorbi energia, mutându-se pe un alt nivel energetic și devenind fotonul. Lucrurile se schimbă însă dacă răcești gazul. Atomii își pierd energia și se așează pe nivelele cele joase, formând un tip de materiale numit Marea Fermi. Particulele sunt acum înghesuite unele în altele, incapabile să se mai mute pe niveluri de energie mai ridicate sau mai joase. Particulele sunt atât de înghesuite încât nu mai pot interacționa cu lumina. Lumina care este trimisă într-o astfel de materie pur și simplu trece prin ea. Un atom poate să reflecteze un foton dacă îi poate absorbi forța impactului, mutându-se pe un alt scaun.
Dacă toate scaunele sunt ocupate, nu mai are posibilitatea să absoarbă impactul și să divizeze fotonul, așa că atomul devine transparent, a explicat profesorul Ketterly. Astfel, materia devine invizibilă. Problema actuală este cum să o aplici celulelor umane, dar savanții sunt optimiști. The Invisible Man, Omul Invizibil, 1897. The Invisible Man este un roman science fiction scris de H.G. Wells. Omul invizibil din roman este Griffin, un savant care consideră că dacă unei persoane îi se modifică indicele de refracție pentru a deveni identic cu al aerului, iar corpul său nu absoarbe sau reflectă lumină, el va deveni invizibil. Pe scurt, vă prezentăm acțiunea cărții fiind relevantă pentru tema articolului și veți vedea de ce. Acțiunea începe în satul englez Epping, din West Sussex, în care curiozitatea și teama localnicilor este stârnită de apariția în han a unui străin misterios. Acesta își apără cu strășnicie intimitatea, petrecându-și majoritatea timpului alături de chimicalele din laboratorul său și ieșind afară doar noaptea. Între timp, în sat, au loc o serie de furturi, ale căror victime nu reușesc să vadă infractorul. Într-o zi, când proprietarii hanului intră în camera străinului, găsesc hainele acestuia împrăștiate peste tot, dar nicio urmă a oaspetelui. Însă obiectele din cameră par a prinde viață, alungându-i pe vizitatorii nepoftiți. Chestionându-l ulterior pe străin despre acest lucru, o anume doamnă Hall află că acesta este invizibil. Femeia fuge îngrozită, iar încercarea poliției de a-l prinde pe străin eșuează, deoarece acesta își aruncă toate hainele de pe el, rămânând complet invizibil. Griffin, omul invizibil, fuge de la Han și își găsește un asistent în persoana vagabondului Thomas Marvel, desemnat să recupereze de la Han cărțile și aparatura omului invizibil. Dar acesta îi fură hainele doctorului Griffin. După furt, Marvel se decide să îl denunțe poliției pe omul invizibil, fugind apoi în orașul Burdock, unde se ascunde la un han. Dornic de răzbunare, omul invizibil încearcă să-l prindă, dar este împușcat de un american, fiind nevoit să fugă. Refugiat în casa doctorului Kemp, omul invizibil își pansează rana, revelându-i apoi doctorului adevărata sa identitate, Griffin fiind un fost strălucitor student la medicină, alături de care Kemp a studiat la universitate. Griffin îi povestește lui Kemp că el poate modifica indicele de refracție al obiectelor, ceea ce permite luminii să nu își modifice unghiul când le străbate și făcându-le astfel invizibile. Griffin plănuia să terorizeze națiunile cu Kemp pe post de complice. Înțelegând că vechiul său prieten e nebun, Kemp nu are nicio intenție de a-l ajuta și anunță poliția. Griffin scapă și îi lasă lui Kemp un mesaj, anunțându-l că va fi prima victimă a regimului terorii pe care el, omul invizibil, îl va instaura. Kemp nu își pierde cumpătul, ci pune la cale un plan de a-l captura pe Griffin, în care el este momela. Biletul trimis de el autorităților cade însă în mâna lui Griffin. Planul este de jucat, iar Griffin pornește în urmărirea lui Kemp, care fuge prin mulțime încercând să scape. Când Griffin reușește să-l doboare pe Kemp, este lovit la rândul său de mulțimea care se înghesuie în jurul acestuia și care, turbată de furie, îl linșează în ciuda intervenției lui Kemp. Omul invizibil moare din cauza rănilor, cadavrul său devenind încetul cu încetul vizibil după moarte. Ulterior, este revelat faptul că Marvel deține notițele lui Griffin, din care lipsesc câteva pagini, formula invizibilității fiind scrisă într-un amestec de rusă și greacă pe care acesta nu știe să le citească. Cam asta ar fi povestea lui Wells, dar oare de unde s-a inspirat Wells? Un austriac misterios. La mijlocul secolului al XIX-lea a trăit în Austria, Viena, un oarecare Karl Storz, despre care legendele urbane spuneau că stăpânea tehnica invizibilității. În viața de zi cu zi, Karl își câștiga existența prezentând numere de iluzionism
prin circuri ambulante. El își înspăimânta spectatorii prin diferite numere de dispariție. El devenea invizibil în mijlocul arenei, ca după aceea să apară printre spectatori. Despre Karl Storz, se știe că în tinerețe frecventase cursuri de fizică la Universitatea din capitala Austriei, dar care nu își luase niciodată diploma de absolvent. Deși mulți vienezi îl considerau un om apreciabil, savanții austrieci și nu numai ei, îl considerau un simplu șarlatan care se pricepea foarte bine la iluzionism. Lucrurile s-au agravat în momentul în care Karl s-a îndrăgostit iremediabil de fata unui nobil austriac. Karl s-a prezentat la familia Minei și i-a cerut mâna, dar a fost refuzat și chiar dat afară cu brutalitate. Familia Minei nu-l considera demn de mâna fetei, ea fiind de sânge albastru, iar el un biet actoraș de circ. Este drept, cu o oarecare notorietate. Se spune că Storz a jurat să se răspune și destul de repede familia Minei a început să fie lovită de o grămadă de întâmplări ciudate și fără de explicație. Astfel, din casa baronului Gottmann au început să dispară valori, bani, bijuterii și tablouri de maestri. Au fost anchetați servitorii, dar autoritățile au abandonat repede pista aceasta. În același timp, câțiva membri ai familiei Gottmann au suferit accidente inexplicabile. Printre victime s-a aflat și un frate al Minei. Acesta a bănuit că în spatele atacurilor stătea pețitorul refuzat și s-a dus și l-a provocat la duel. Și acum să vedem ce spune legenda urbană. Storz a acceptat duelul, dar baronul era mult mai experimentat și era clar pentru martorii duelului că finalul urma să fie nefericit pentru fizician. Acesta a cerut o pauză pentru a se răcori cu apă, dar, spune legenda, a băut ceva dintr-un mic recipient pe care îl avea în buzunar și instantaneu a dispărut. Atât baronul cât și martorii au crezut că este vorba de un truc de iluzionism ca la circ, dar baronul a lovit cu putere în locul unde stătuse Storz și sabia s-a înfipt în ceva și imediat au apărut picături de sânge. În timp ce sângele se scurgea tot mai mult, apărea și trupul lui Karl Storz. Tot legenda ne spune că trupul lui Storz a fost incinerat și că în aceeași zi a luat foc și casa fizicianului, arzând complet, distrugându-se astfel toate manuscrisele și descoperirile lui Karl Storz. Vi se pare cumva ceva asemănător cu povestea lui Griffin, eroul lui H.G. Wells? Dacă da, înseamnă că nu ați citit și pe Jules Verne. Și totuși, Jules Verne. La 2 ani după Wells, alt mare scriitor vizionar, Jules Verne, scrie în 1898 romanul de aventuri științifico-fantastic Secretul lui Wilhelm Storitz, Le Secret de Wilhelm Storitz, dar care a apărut după moartea celebrului autor în anul 1910 la editura Hetzel, fiind publicat de fiul acestuia, Michael Verne, o parte din acțiunea acestui roman suferind modificări cerute de editor. De ce oare? Abia în anul 1977, manuscrisul original al romanului este descoperit, iar a nouă versiune a acestuia este publicată în anul 1985 la editura Société Jules Verne. Tema centrală a romanului este invizibilitatea. Temă tratată și de alți scriitori de romane SF, acesta împletind acest aspect cu tehnologia avansată folosită în scopuri rele, temă prezentată și în alte romane celebre verniene. În cartea lui Verne, Storitz, un chimist celebru german care se ocupa cu diferite teste inedite și greu de înțeles de oameni, alege să se ocupe de invizibilitate, folosindu-se de o tehnologie nouă și șocantă prin care oamenii puteau să devină invizibili. Acțiunea se desfășoară în orașul Ragz din Ungaria anului 1757, unde inginerul francez Henry Vidal merge alături de fratele său Marc la nunta Mirei Roderic, cu acesta, cei doi trăind o frumoasă poveste de dragoste. Din păcate pentru cei doi îndrăgostiți, Mira este dorită și de Wilhelm Storitz și acesta, considerând că nu a fost luat în seamă de familia Roderic, în ceea ce privește relația cu Mira, alege să saboteze nunta lui Marc.
Chimistul reușește să saboteze nunta, folosindu-se de capacitatea sa de a se face invizibil și chiar o răpește nevăzut de nimeni pe frumoasa Mira. În scurt timp, oamenii din Rags, înfuriați de eșecul nunții, aleg să incendieze casa lui Storitz, după care haosul se instaurează în oraș. Din ce în ce mai multe persoane devin invizibile, chiar și viitoarea mireasă. Secretul pentru invizibilitate este păstrat de Storitz și rămâne o necunoscută în urma morții chimistului, după o revoltă populară, sfârșit identic ca în romanul lui Wells. Și totuși Mira este salvată, în versiunea originală, nu în cea modificată, prin repetate transfuzii de sânge, iar laboratorul lui Storitz este distrus în totalitate. Și din nou similitudine ca în romanul lui Wells, dar și cu cazul austriacului Karl Storz. Și în plus, la Vern, avem și o asemănare uluitoare. Storz versus Storitz, ceea ce indică în mod clar sursa de inspirație pentru francez. Și ca un argument suplimentar, este și intriga francezului Vern, destul de asemănătoare cu cea a fizicianului austriac. Dacă personajul lui Jules Verne este austriac, cel real este german, dar firesc, cei doi vorbesc aceeași limbă. Și totuși, ce este adevărat? Nu-i deloc puțin lucru ca doi mari scriitori să scrie în același timp și fără a se influența unul pe celălalt, un roman cu același subiect și inspirat din același caz ciudat, viața fizicianului circar Karl Storz. Despre Jules Verne se știe că era foarte meticulos în ceea ce privea datele științifice și că nu scria nimic eronat, fapt ce se demonstra mai târziu. Ideea invizibilității prin acțiune asupra sângelui și revenirea la normalitate prin purificarea sau înlocuirea acestuia astăzi nu mai sunt privite cu scepticism de către savanți. Deci, se prea poate ca acel Karl Storz să nu fie doar personaj de legende urbane, ci chiar un fizician real care a făcut o senzațională descoperire, din păcate mult prea devreme pentru a putea fi acceptată de omenire. Și să nu uităm și vechiul nostru proverb: nu iese fum fără foc. Prieteni, sunt Florin de Cuseară. În speranța că materialul prietenului și colegului nostru George Hodorogea v-a plăcut, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați că vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!